A început, cu o întârziere de câteva luni, operațiunea de îndepărtare a castanilor din Piatra Neamț. Simbolic, arborii sunt tăiați într-o zi cu temperaturi maxime, în care toată lumea caută un colț de umbră. Este doar începutul procesului de eliminare a castanilor din orașul Reședință de Județ, numit și Stațiune Turistică de Interes Național. Oficial, copacii sunt eliminați pe motive de sănătate și boală. Iar acțiunea va continua pe strada Ștefan cel Mare și Bulevardul Republicii, până când ultimul castan se va preda în fața drujbelor. Pe străzile care odinioară ne încânta mireasma florii de castani, vor fi plantați platani, mai rezistenți, nu la fel de frumoși, dar probabil mai ușor de întreținut și care nu creează bătăi de cap celor atât de ocupați din primărie. Proiectul a stănit un val de reacții negative ale pietrenilor care țin la istoria locală, reacții de care, ca de obicei, când există un interes sau o încăpățânare specifică, nu a ținut cont administrația, motivând că situația rutieră și a oamenilor primează. Care oameni? Cei din birouri sau cei din viața reală, care populează străzile din ce în ce mai triste și impersonale? <gătării>